Slavă Domnului! Exod 12 cu 11. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Eu numai aseară când se făceau anunțurile, am înțeles că azi prăznuiți sărbătoarea aceasta a cinei Domnului. Și imediat m-am pus în fața acestui eveniment ca să văd care-i poziția mea față de sărbătoarea aceasta. Și m-am gândit că înainte de Ghetismani, Gabata și Golgota, Domnul se uita la ucenici și le spune: am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi înainte de patimile mele, că vă spun că de acum nu l-ai prăznuit decât nou în împărăția lui Dumnezeu. Și m-a rugat Domnul să pună și în inima mea, așa dumneavoastră, dorința de a cina cu Domnul. Amin. Mi-aduc aminte că un frate de la noi din sat, tata 14 copii, a fost invitat undeva în diaspora la copii. Copiii care stau bine material, au familie, merg la adunare. Și a fost cina Domnului. Și când s-a gătat cina Domnului, bărbatul ăsta plângând le spunea la băieți: măi, am văzut că voi nu v-ați împărtășit. De ce nu v-ați împărtășit? Când 2 Corinteni 4 cu 16, Pavel spune că noi avem un om de afară și un om din lăuntru. Și le spunea tata ăsta: măi, în omul de afară arătați bine. De când am venit la voi, mă îmbuibați cu tot felul de mâncări, mesele pline, sucuri, tata, ce mai vrei? Asta e pentru omul de afară. Dar omul din lăuntru poate e flământ. Și odată, măcar pe lună, trece prezbiterul și spune: luați, mâncați, acesta e trupul meu, beți toți din el, e sângele meu. Și pentru omul din lăuntru, tu nu faci nimic, stai cu capul în jos, ori ești mânios, ori nu te vezi vrednic, ori nu te vezi pregătit. Eu mă rog Domnului astăzi să ne dea dorința să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Codată predicam într-o adunare și spuneam: de ce unii nu se împărtășesc? Și am spus eu 3 variante. Măi, unii nu se împărtășesc că nu-s de acord cu acela care face cina. Eu nu iau cina de la el, am întâlnit din astea. Că eu aș fi bun, dar prezbiterul nu-i bun. Unii nu se împărtășesc, n-au nimic cu prezbiterii. Nu se împărtășesc că nu vor să iei cina cu ăla. Și tu ai văzut cine ia cina la noi? Eu cu aceea nu iau cina. Unii nu se împărtășesc că spun că ești bun slujitor, ești bun și frață, eu sunt rău. Și uite așa nu ia cina. Și s-a ridicat un frate după mine, fratele Macoviciu, și a spus: mai este, frate, o variantă. Zicarea, a patra. Unii nu iau cina că diavolul e rău și nu-i lasă să iei cina și îi amăgește. Mă gândesc că azi diavolul nu ne-a amăgit pe nimeni. Am rămas la un singur gând. M-am rugat aseară când am auzit că cina, Doamne, din magazie, ce să scot eu pentru adunarea de aici din Reus? Și am primit versetul acesta, 11, și mai exact expresia: să-l mâncați în grabă. S-au întâmplat acolo niște evenimente la Gosen. Și evenimentele acestea trebuiau la un moment dat să o precipitat. După 400 de ani de robie, ei au stat 430 de ani, dar 30 nu au fost rob. Dar după 400 de ani, a venit noaptea în care evreii trebuiau să plece din Gosen. Și acolo Domnul a dat niște recomandări,
Dar una din ele le-a spus, măi, în grabă. Care sunt recomandările astea? Eu punctez ce mi-a spus Domnul să vă spun, predic scurt și trec la loc. Să se facă socoteala celor care mănâncă din miel. Și dacă într-o casă sunt prea puțin, să iei cu vecinul mai de aproape. Aici e problema mea și problema multora din voi. Eu sunt din Bosanci, de lângă Suceava. Am prieteni și pot să iau cina la Vicov, la București și la Craiova am fost. Dar cu aceea iau cina și la Reus, cu voi cu toți iau cina. Unii mă iubesc, mă îmbrățișează, mă felicită. E bun, pentru firii e bun. Eu la mine acasă am niște probleme cu niște frați din adunare. Cu aceea de pe bancă la mine, cu aceea. Dar Domnul i-a spus la evrei, măi, dacă sunteți mai puțin ăla din Dan, duceți-vă până la Beersheba. Nu, nu, nu. Dacă sunteți mai puțin cu ăla de lângă tine. Și asta trebuie făcut în grabă. Reparați, vă rog, relațiile. Nu vă duceți la Madrid ca să luați cina, că sunt frați buni acolo. Sunt frați buni aici? Ia cina cu cel de lângă tine, cu vecinul tău, cu sora care cântă în grupul de laudă, cu aceia care au comentat. Știi că a spus ceva de tine? Și știi că a spus ceva de fata ta? Ei, cu aceia trebuie să iei azi cina. Primul gând e gândul unității. Și Domnul să ne ajute pe toți să avem unitatea aceasta. Că spune 1 Corinteni 10, 17, având în vedere că îi opâni, noi care suntem mulți, suntem un singur trup, că luăm din aceeași pâine. Unitatea de plină nu e în lanul de grâu. Când te uiți așa la prima vedere, un lan de grâu, îi una, nu îi una, că fiecare spic îi în dreptul lui. Unitatea nu-i măcar nici în grămada de grâu, că poți să iei să alegi bob cu bob dacă ai vreme. Unitatea de plină îi în pâine. Dacă să ajungă făina aceea unită de plin, grâul trebuie treierat, trebuie trecut prin niște zdrobitoare, prin valți, îl macină, trebuie plămădit, trebuie pus în cuptor și iese pâinea. Când iese pâinea, nu mai pot să spun că asta e dintr-un bob, asta e din alt bob. Acolo unitatea e de plină. Căci grâu are o coajă. Și când se trece prin moară, coaja aceea se îndepărtează, aia e tărâța. Tărâța nu se unește niciodată oricât ai fierbe. Și orice procedeu ai face, tărâța nu se unește, numai făina. Că noi ca oameni avem fire, om de afară. Și în fire tare greu ne unim. Dar ca Domnul să facă unitatea, ne bagă și ne zdrobește. Și ne bagă și ne frământă. Și ne bagă în cuptoare. Și după ce ne-o bagat în cuptoare, toată firea aceea se duce. Și apoi vezi Duhul cum se unește, ca în Efeseni 4:3, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Doamne, ajută-ne în aceasta! Primul lucru pe care trebuie să-l faceți cu grabă e să înnoiți relațiile rupte, șubrede. Să treceți în grabă la unitate. Fratele Bulgăr spunea într-o poezie, pentru pânza de iubire îi războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire, noi le notăm mereu. Apar probleme, apar divergențe, facem greșeli că suntem oameni. Suntem chemați să ne iertăm, să ne împăcăm și să fim una. Doamne, ajută-ne în asta. Mai era acolo un lucru se întâmpla în noaptea 14 din ziua întâia. Era exodul, ieșirea evreilor din robie. Și aici iară trebuie grabă, grabă.
că vorbind în înțeles duhovnicesc, mulți oameni sunt robi. Întâlnim în Sfânta Scriptură robia oamenilor, robia gândurilor și robia poftelor. Sunt oameni care nu se pot lăsa de astea. Nu se pot lăsa de țigară, de băutură, de înjurături, de adulteri, de furat, de minciună. Eu doresc ca Domnul în ziua de azi să ne elibereze pe toți. Amin. E vremea să ieșim din robia păcatului, că fiecare este rob lucrul de care e stăpânit. Domnul să elibereze pe toți din adunare. Dar vă rog, asta cu grabă, nu mâine, astăzi. Un alt lucru la care ar trebui să ne grăbim, că evenimentele din Gosen vorbesc despre asta. Odată facem unitate, ieșim din robia păcătoasă și participăm în al treilea rând la minunile Domnului. Că ieșirea a fost o minune. A fost o minune. La egiptenii cu cară de fier și cu oaste să plece robi de pe miriștile lor și de la cuptoarele de cărămidă. Era o minune că nu îi lăsa să plece. Dar gândiți-vă că în tot Egiptul erau numai strigăte de groază. Că îngerul Domnului cu sabia îmbătată de sânge străbătea delta Nilului și-a lovit în toți întâi născuți de la om la animal. În Gosen era o pace adâncă. Nici un schelălăit de câine nu s-auzea. Nu-i asta o minune? Dă-i-ne, Domnul, pacea asta și nouă. Să fim gata să contemplăm minunile lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. Și ajung la Piha Hitirot, față în față cu Baal Zefon, în vale. Și în fața lor se întinde marea cu valuri și în spate vine faraon cu cară și evrei încep să strige și Domnul le spune: stați liniștiți, Domnul luptă pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și întinde Moise toiagul și se desparte marea roșie în două. E o minune? Fraților, nu participăm la cina Domnului ca să vedem nu știu ce minuni. Dar Domnul face minunile astea. Când Domnul vindecă un bolnav, îi minune? Și poate vindecă astăzi? Mielul de Paște s-a împărțit în două, carne și sânge. Sângele era pentru Domnul, pentru îngeri. Cu sânge se ungea ușorul de sus și lateral, jos nu, ca să nu se calce în picioare. Sângele era pentru Domnul, carnea pentru evrei. Carnea au mâncat evreii, friptă la foc. Se spune că mâncarea aceasta a produs o vindecare colectivă. Gândiți-vă că au plecat din Egipt aproape 2 milioane de oameni și în Psalmul 105, versul 37 spune: în noaptea aceea niciuna din semințiile lui n-a șovăit. O traducere mai fidelă spune: nici unul n-a fost neputincios. Mă, dar nu erau oameni bătrâni acolo? Dar nu erau oameni bolnavi? Dar nu erau eu paralizat? În noaptea aceea nu. Că în momentul când o mâncat din mielul de Paște, Dumnezeu le-a dăruit vindecarea. Jertfa Domnului Iisus împarte în două, ca și mielul de Paște. De fapt, ce înseamnă Paște? Când a trecut îngerul Domnului să nimicească, la Gosen a trecut pe alăturea, adică i-a izbăvit. Asta înseamnă Paște. Și Pavel spune că mielul acela prezenta pe Hristos. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Când mergem la Golgota, mielul fără cusur Hristos s-a împărțit în două jertfa, sânge și carne. Ca și mielul din Gosen. Sângele îi pentru iertarea păcatelor. În sângele lui avem iertare de păcate și eu spun amin. Amin. Dar vine cuvântul Domnului și spune Isaia 53:5.
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Sângele ne iartă și carnea Lui, ca și la Gosen, ne vindecă. În rănile Lui suntem tămăduiți. Și nu-i vorba de tămăduirea sufletului, dar e vorba de tămăduirea și vindecarea trupului. Că în Matei capitolul 8 intră Domnul în casa lui Petru, îi vindecă soacra de friguri și vine versetul 17. Și lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care spune: El a tămăduit bolile noastre. Tămăduirea din Isaia îi tămăduirea trupului, vindecarea trupului. Slăvit să fie Domnul! Când mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului, eu știu că sângele Lui îi pentru iertare și rănile Lui sunt pentru vindecare. 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn. În rănile Lui sunteți vindecați. Când am fost eu vindecat? Când Hristos era pe cruce, El a purtat toate păcatele oamenilor. Când Hristos era pe cruce, El a purtat toate bolile oamenilor. Toate bolile de cancer, cardiace, diabet, ce boli mai sunt, Hristos le-a purtat El pe cruce. De aceea jertfa Lui a fost așa de mare. O mai fost oameni chinuiți, o mai fost oameni omorâți, aduceți-vă aminte de inchiziții și altele, dar jertfa Domnului Hristos e cea mai valoroasă, moartea Lui a fost cea mai tragică, că El a plătit și păcatele noastre și a purtat și boalele noastre. Știi ce ai tu astăzi de făcut? Când te împărtășești cu trupul sângele Domnului, spune: Doamne, iartă-mă și Doamne, vindecă-mă. Avem multe experiențe din astea. Poate nu mi-ar ajunge multă vreme să vorbesc de lucrările care Domnul le-a făcut și vindecările dovedite care le face El. Noi nu ne împărtășim ca să fim vindecați. Nu de asta ne împărtășim, dar avem experiența aceasta și în jertfa Domnului Iisus îi posibilitatea și iertare și vindecare. Du-te la crucea Domnului, că El e acolo. Vindecarea ta e acolo. El a purtat păcatele noastre pe lemn. Când? Când era acolo. Citeam undeva că era un frate paralizat, mergea foarte greu. O citit versetul acesta, s-a luminat și a spus: mă, dar eu-s vindecat. Dar el mergea cu cârjă. Ajunge într-o adunare și predică: frate, știi că Domnul m-a vindecat? Păstorul spunea: mă, mai să nu facă niște, nu spui ceva, doar adunarea medică-l cu cârjă. Zbura cu avionul. Și cum ajunge la învon, urcă greu cu cârjele: fraților, vreau să vă aduc o veste bună, Domnul m-a vindicat de picioare. În adunare au rămas așa, nu credeți. El a purtat păcatele mele. Când El a fost răstignit, El a purtat boala mea de picioare. Și spunea autorul: în drum spre casă, păstorul s-a rușinat, ce se facă cu gafa asta, în drum spre casă, puterea Domnului a venit peste el, omul a fost vindecat și acasă a ajuns sănătos, fără cârjă. Cine face asta? Credința în Domnul Iisus. Deci când ne apropiem, trebuie să credem că El este, răsplătește pe cei ce îl caută. Doamne, ajută-ne! Gândul care l-am avut pentru cine: grăbiți-vă să faceți unitate. Asta om din partea Domnului, azi noapte mi-a spus: spune să facă unitate. 2. Grăbiți-vă să scăpați de orice robie a păcatului, vă trebuie și o împotrivire din partea voastră. 3. Grăbiți-vă să priviți lucrările și minunile Domnului. Să nu fiți surprinși, e o normalitate la pocăiți. Apoi mai am un cuvânt din Corinteni. Se uită Pavel în adunarea din Corint și spune așa: măi, voi când mergeți la adunare, vă faceți mai răi, nu mai buni. Atâta m-am gândit, mă trezesc dimineața, eu fac treaba pe afară, cu animale, cu ce aveam, acum am mai dat din ele. Nevaste, mă îmbracă, copii mici, unul se ud, unul se... Iar mergem la adunare bucuroși,
Când venim acasă, venim mai răi. Mai ciudoși, mai nervos, ăla nu a cântat bine, ăla nu a predicat bine. Și Pavel spune, măi, dar nu-i posibil să stați la cina Domnului în condițiile astea. Vi s-a întâmplat să plecați mânios de la adunare, nervoși, nemulțumiți, dar nu de asta ați venit. Vă veniți să vă simțiți bine, să fie har, nu? De-i Domnul har în ziua de astăzi. Dar știți de ce nu era posibilă împărtășania? Biserica din Corint era împărțită în partide. Unul spunea, eu să-l luă Apolo, unul să-l luă Chifa, unul lui Pietru. Și vine Pavel și spune, măi, oameni buni, dar Apolo a fost răstignit pentru voi, Chifa a murit pentru voi. Nu polarizați puterea, nu faceți partide. Că dacă faceți partide în adunare, nu-i posibil să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului. Asta e de la diavolul. Și eu am stat și m-am gândit acum cu anii ăștia, măi, dar de ce să fac partide în adunare? Am spus că unele să fac pe anumite simpatii. Eu am oameni la care nu le-am făcut niciun rău, nicio vorbă și care nu pot să mă vadă. Lasă-mă, băi, cu aceala. Am oameni la care nu le-am făcut niciun bine și mă vorbesc de bine, mă la o fratele, eu nici nu-i cunosc. Cum vine treaba asta? Sunt niște simpatii, empatie sau repulsie. Vezi că o fată se uită la un băieț și spune, tu ăsta e băiat bun, e frumușel, nici nu pot să-l vând, lasă-mă în pace, nu-mi trebuie. Și alta îl vede, vai ce simpatic, dacă aș putea vorbi cu dânsul, dar nu i-a făcut nici bine, nici rău. Ei, cam așa e și între frați. De multe ori sentimentele noastre o iau înaintea rațiunii, înaintea Duhului și ne facem partide pe anumite simpatii. Dar asta nu-i pocăință. Unii fac partide pentru anumite interese, așa ca în politică. Îl promovăm pe ceala, el o să aibă grijă de noi, și... dar nici asta nu-i pocăință. Pavel spune, măi, oameni buni, nu spune astea în adunări. Și Domnul mi-a spus să vă spun astea și vouă. Și dacă nu sunt, slavă Domnului, poate preventiv, nici să nu faceți. Da? Că suntem la cina Domnului. Unii mai fac pe rudenii, dar astea nu sunt foarte siguri. Că eu am întâlnit doi frați de corp care au rupt adunarea, unul într-o parte și erau frați de corp. Și am mai întâlnit multe de astea. Unii fac partide pe încredințări. Unii sunt cu batic în față, alții sunt fără batic. Unii sunt cu barbă, alții sunt bărberiți. Unii cu tobă, alții fără tobă. Și facem partide. Noi ținem cu ăștia, noi ținem cu ăștia. Adunarea care face așa ceva, n-are viață duhovnicească. Eu doresc ca Dumnezeu să ne dea pocăință. Amin. Și partidele să facă acolo unde nu este smerenie, unde nu e umilință. Unde vine diavolul cu mândrie, acolo să fac partide și dorinți de întâietate. Suntem la cina Domnului. Domnul mi-a spus, faceți în grabă unitate și nu faceți partidă. Să ne ajute Domnul. Ce se mai întâmpla în Corint? Era un dispreț nejustificat. Că Pavel vine și spune, s-au disprețuit pe cei ce n-au nimic. Măi, oameni buni, știți cum e în pocăință? Era un sclav, tătă ziua lucra, muncea tătă ziua. Unul era patron de sclavi. Pe unul chema Filimon, pe unul chema Onisim. Unul era patron și altul tăie cu sapa. Și mergeau amândoi la adunare. Și la adunare puneau ligheanul și făcea spălarea. Filimon spăla picioarele lui Onisim. Că asta e spălarea, nu? Asta e spălarea, ne coborâm până acolo și e greu de coborât. La cină, Filimon cu Onisim, amândoi dintr-o farfurie. L-am cunoscut bine pe un frate de la Găureni, fratele Sidor. Am mai povestit că el mi-a spus asta mie. Era conducător de adunare, era un proroc folosit de Domnul la vindecări, dar mai ales e rămas în istoria Bucovinei la eliberări de demoni. Domnule, orice duh era, se temea de Sidru, așa avea o autoritate.
Și pe când predica odată, un frate de Andare spune: bă, Sidor, mai stai jos, că m-am săturat de tine. Bă, tu faci așa, tu... Bă, și l-o băjucurit în plină adunare. Omul era pocăit, nu i-a spus nimic, dar s-a dus acasă și atâta o plâns, o spus: Doamne, dacă slujitorul tău chiar mă leși așa de o cară la tăți care vor să-și bată joc de mine, te rog, Doamne, intervină și fă ceva. Și spune Duhul Sfânt: rezolv problema ta. Uite ce trebuie să faci. Ia un lighean și du-te și spală picioarele. Acum adunarea știe că eu de recent am fost acolo. E un sat așa lung, e un sat mic, cu căs de o parte și de alta. Spunea fratele Sidor: bă, la orice rezolvare mă așteptam, dar tot eu să mă duc să-i spăl picioarele la ăsta. Bă, dar mi-a spus Duhul Sfânt. Și că am luat ligheanul, ștergarul și mergem prin sat. Unde mergi, frate Sidor? Mă duc la George să spăl picioarele. Tăți comenta, unul într-un fel, unul într-un fel, ajunge la el. Strigă la poartă, omul era pe la șură, să spunem noi, făcea treabă. Măi, George, vin o leacă, ce mai vrei, băi, de la mine? Băi, vin o leacă, ce vrei, băi, Sidor? Băi, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. Spunea fratele Sidor, omul ăla s-a oprit. A început să fugă la poartă, l-a strâns în brațe. Băi, iartă, băi, nu știu ce a fost cu mine ieri, băi. Și că frate, ne-a spălat picioarele și a rămas prieten până plecat. Nici eu nu mi-aș fi dorit rezolvarea asta a conflictelor. Nevinovat și tot eu să spăl picioarele. Dar așa e la cina Domnului, așa e la pocăit. Asta e pocăința. Și îl văd pe Filimon și pe Onisim. Omul ăla cu mâinile bătătorite merge, pune picioarele în lighean și vine șeful lui cel mare, patronul, și îi spală picioarele. Așa e la noi la adunare, slăvit să fie Domnul. Nu ne disprețuim. Ce ai ca să nu fii primit? Dar dacă erai tu în loc la aceala, că nu prin meritul tău ai, nu prin meritul tău ești, nu ai meritat. A fost bunătatea lui Dumnezeu. Și de ce disprețuiești pe cel ce are mai puțin? Pe cel ce e mai puțin dotat? Pe cel ce nu cântă așa de frumos, pe cel ce nu predică așa de frumos, dacă tu ai ceva, ai de la Dumnezeu. Nu îi îngăduit păcatul disprețului. Uitați-vă așa, fiecare din voi, Filipeni 2:3, să privească pe aproapele său mai presus. Ăsta e kilometru zero în practicarea smereniei. Tu ești mai bun ca mine. Domnul să ne dea smerenia asta. Și apocolo mai era și lipsa de înfrânare. Ce n-aveți casă să mâncați acasă, să veți, când se prăzuim paștere, unul îi sătul și altul îi beat. Sau unul îi flămând și altul îi beat, scrie acolo, măi, mâncați acasă. Oamenii ăștia erau neînfrânați și nu deosebeau trupul Domnului. Ce înseamnă asta? Ei aveau o masă de dragoste, agape, și mâncau. În timpul ce mâncau, spunea, hai să facem și cina Domnului. Și făceau și cina Domnului. Și aici erau sarmale, aici era pâine, aici era friptură, aici era trupul Domnului. Și spune, măi, dar voi nu deosebiți trupul Domnului, grămadă tot. Mâncați și beți acasă. Aici rămâne numai cina, trupul și sângele Domnului. Și Pavel face rânduială. Doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu ce vă spun, spun din partea Domnului, că n-am vorbit cu Aicloie. Dar aseară, târziu, m-am gândit, Doamne, la atâtea slujbe de cine am predicat, ce să spun la Reus? Și mi-a spus, în grabă să repare relațiile. Și ca în Corint să nu polarizeze puterea, să nu facă partide. În grabă ieșiți din robia păcatelor, a poftelor care vă țin, cereți ajutorul Domnului și vine exodul, vine și la voi ieșirea. Și fiți gata să vă bucurați de lucrările Domnului, de minunile Domnului. Amin.